Dacian Cioloș, premier și de la anul, asta propune Partidul Național Liberal. În aceste momente, la Palatul Parlamentului, se desfășoară ședința în care Dacian Cioloș este validat de membrii PNL ca propunere pentru funcția de prim-ministru și după alegerile din decembrie. Colega noastră, Hilde Tudor, a urmărit reuniunea liberalilor și vine cu toate detaliile. Hilde, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Andreea, bun găsit doamnelor și domnilor. În primul rând, important de precizat este faptul că în urmă cu puțin timp, Consiliul Național al PNL a votat în unanimitate să-l propună pe Dacian Cioloș premier și după alegerile parlamentare din data de 11 decembrie. La reuniunea liberalilor, care a început în jurul orei 17 și care se desfășoară la Palatul Parlamentului, a fost prezent și premierul Dacian Cioloș. În deschiderea ședinței, acesta a susținut un discurs, spunea domnia sa, a vorbit în principal despre platforma 100. Vă reamintesc pe scurt ce conține această platformă. Conține detalii despre proiectele deja începute de Dacian Cioloș, despre modul în care ar putea fi continuate aceste proiecte și principiile guvernării Cioloș. De altfel, această platformă se va regăsi și în programul de guvernare al Partidului Național Liberal. Anunțul a fost făcut de șefa liberalilor, Alina Gorghiu, care a ținut să sublinieze că PNL își asumă în totalitate această platformă, platforma 100. A mai precizat Alina Gorghiu că este sigură că Partidul Național Liberal va câștiga alegerile pentru un nou legislativ. Vă spuneam, vor avea loc în data de 11 decembrie. De ce? Tocmai datorită propunerii pe care au făcut-o ceva mai devreme. Dacian Cioloș, premier și din 2017. A subliniat Alina Gorghiu că Partidul Național Liberal a venit cu această propunere pentru că foarte mulți români sunt mulțumiți de guvernarea lui Cioloș. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere!